Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Timpul tău zilnic cu Dumnezeu. Partea a doua. Voi duce. Isaia 42:16. Un alt scop al timpului tău zilnic cu Dumnezeu ar trebui să fie călăuzirea. Fără lumină din partea lui Dumnezeu ești la mila propriei tale gândiri. Iar lucrul acesta chiar trebuie să te preocupe. Psalmistul a scris: arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna nădejdea mea. Psalmul 25, versetele 4 și 5. Dumnezeu a spus prin prorocul Isaia: voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face și nu-i voi părăsi. Isaia capitolul 42, versetul 16. Calea pe care o alegi îți determină destinația. Așa că înainte să te hotărăști să o apuci într-o anumită direcție, vorbește cu Dumnezeu. Nu fi surprins când El te conduce pe un drum necunoscut. Trebuie să ai încredere că Dumnezeu știe ce face. Blaise Pascal a spus: toate necazurile omului și-au rădăcina în incapacitatea lui de a sta singur într-o încăpere. Am încheiat citatul. În această eră alertă, trebuie să-ți încetinești ritmul, să-ți aduni gândurile, să evaluezi ceea ce se petrece în jurul tău și să primești călăuzire din partea celui ce cunoaște sfârșitul încă de la început. Isaia capitolul 46, versetul 10. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi să vină la o parte pentru a se reface fizic și spiritual. Marcu, capitolul 6, versetul 31. Biblia mai spune despre Domnul: când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Marcu 4:34. Există anumite lucruri pe care Dumnezeu ți le va explica numai când îți pui timp deoparte ca să fii singur cu El.